Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit! Nu o să încep altfel decât așa, o să vă arăt și o să vă spun că fiecare copil merită o zi de naștere și în fața mea un alt desen ne spune că fiecare copil merită o poveste și ne spun multe lucruri aceste afișe pe care le avem aici alături de noi și o să înțelegeți cu siguranță și dumneavoastră esența a tuturor afișelor și pliantelor pe care le avem, că fiecare copil merită o șansă mai presus de orice. Pentru șansa copiilor nenăscuți din România ultimilor mulți ani, am în seara asta doi invitați care o să ne spună ce ar trebui să facă fiecare dintre noi să oferim o șansă în plus. Alături de mine, pentru al doilea an consecutiv, doamna Mihaela Clapa, bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Și pentru prima dată, dar cu mare plăcere din partea mea de a vă primi alături de noi, părintele Necula Nicolae. Bună seara! Bună seara! Bine v-am găsit! Vă mulțumesc foarte mult că ați venit! Sunteți așa zâmbitor și aveți o energie atât de frumoasă de când ați intrat pe ușă, de când v-am văzut undeva în capătul holului, așa ați emanat bine! Cred că ăsta e cuvântul. Ați emanat un bine. Așteptam să stau de vorbă cu voi și mă bucur foarte mult. Mă bucur că vă revăd și anul trecut aveați o burtică gogonată și frumoasă. Anul ăsta mi-ați spus că burtica, între ghilimele, e acasă și mănâncă. Ce fac copilașii dumneavoastră? Păi, în primul rând, copiii mei de acasă sunt acum fiecare cu câte o responsabilitate, ca să spun așa, cu atât mai mult că burtica a rămas acasă, adică burtica Maria, cea care ne-a bucurat anul care a trecut și ei se îngrijesc, îi poartă de grijă să-i dea să mănânce și tot ceea ce înseamnă să-l ajute pe părintele acasă. Deci fiecare are câte o responsabilitate, așa cum este în fiecare familie cu mai mulți copii. Cu mai multe suflete, exact, cu mai multe suflete. Se responsabilizează cu toții, rând pe rând, așa, fiecare unii cu lecțiile, unii cu... Așa să fac oameni mari și responsabili. Exact, exact. Acum 2 ani de zile, părinte, stătea acolo în locul dumneavoastră soția, care, dacă nu mă înșel eu, la fel aștepta un copilaș sau aveați un copilaș venit pe lume recent, spre rușinea mea, nu mai amintesc exact în acest moment, dar și casa dumneavoastră și a soției este plină de suflete mici și drăgălași, așa este? Așa este, mulțumim Dumnezeu pentru binecuvântarea pe care ne-a dăruit-o de a avea copii, pentru că numai Dumnezeu dă viață și ne-a binecuvântat Dumnezeu anul acesta cu cel de-al 7-lea copilaș. Și mărturisesc că emoțiile la aflarea vestei că va veni și al 7-lea copil au fost atât de mari, de parcă ar fi fost primul. Cu aceeași bucurie, nu? Cu aceeași bucurie. Da. Mă bucur foarte mult, vă ascult cu mare drag, în fiecare an am ascultat povestea asta a venirii pe lume a unui copil, de fapt cunoscuții cu care ne întâlnim și vedem că vor avea copilași sunt în culmea bucuriei, după ce iau crește bucuria și în decursul vieții întotdeauna copiii sunt aducători de bucurii, aducători și de responsabilități, nu trebuie să negăm lucrurile astea, dar de bucurie cu siguranță. Sâmbăta aceasta, cea de-a 6-a ediție a Marșului pentru Viață, marș împotriva avortului, împotriva contracepției. România ultimilor 50 de ani a pierdut peste 20 de milioane de copii, dacă nu greșesc, copii care nu s-au născut. Din multe pricine, cred, România alege prea ușor să spună nu, deși ne văităm, dacă ar fi să ne separăm puțin de această latură morală și să vorbim demografic, România se vaită că ne stingem neamul cât de cât. Pașii poate că nu-i vedem a fi atât de repezi, dar se accelerează din ce în ce. Ne stingem, ne pierdem, o Românie îmbătrânită cu mulți bătrâni de care nu mai are cine să se îngrijească, dar nu cred că se uită nimeni prea des în statistici, să vadă câte avorturi se fac în fiecare lună, în fiecare an. Și atunci cred că ne-am înspăimântat cu siguranță. A 6-a ediție la Buzău este organizată din nou de cine? O să vă las pe dumneavoastră, părinte, să ne spuneți. Ne bucurăm și anul acesta de sprijinul și totodată binecuvântarea înaltului Sfântul Părinte Ciprian, Arhiepiscop Buzău și Vrancei, care sprijină familia și copiii
Și cu binecuvântarea în alpea Sfințitului și anul acesta se organizează la Buzău Marșul pentru Viață, care are ca temă pentru viață, pentru femei, pentru familie. Practic, noi, creștinii, avem cultul vieții, nu cultul morții. Ceea ce trebuie să ne responsabilizeze pe noi pentru a apăra viața. Pentru că viața este cel mai frumos dar pe care Dumnezeu l-a dat omului. Când Adam, primul om, a pus nume femeii pe care Dumnezeu i-a dăruit-o, a pus numele Eva, care înseamnă viață. De că femeia este dădătoare de viață și se colaborează împreună cu Dumnezeu la a da viață. Și acesta este cel mai minunat lucru pe care Dumnezeu ne l-a dăruit nouă oamenilor. Și noi suntem datori și responsabili să apărăm viața. Numărul avorturilor este foarte mare. Numai în spitalele de stat, din 1958 până astăzi, sunt înregistrate 22.000 de avorturi, peste 22.000 de milioane de avorturi, numai în spitalele de stat. Încă o Românie. În 50 de ani a murit încă o Românie. Încă o Românie. Dar fiecare om are omenirea lui și contribuie la scrierea istoriei unui neam și a întregii omeniri. Acești copii care astăzi nu mai sunt, aveau rostul lor în lume să contribuie la mersul omenirii și să scrie o pagină de istorie. Și iată că noi astăzi trăim așa, istoria noastră, dureroasă, o constatăm cu toții și ne întrebăm de multe ori de ce și dăm vina pe cei care vin poate din străinătate sau politică, dar uităm că noi ne trăim practic consecințele faptelor noastre. Și o consecință este tocmai și această crimă, care este avortul, care se face de bună voie și media Uniunii Europene, așa că citeam aici în statistici, media Uniunii Europene este 228 de avorturi, iar în România, numai în România, se fac 578 de avorturi pe an. Deci sărim peste orice medie europeană. Este paradoxal cum suntem primii în Europa la lucruri greu de acceptat. Suntem poate primii în Europa la numărul avorturilor. Suntem primii ca număr de analfabeți într-o țară în care strălucea educația altădată. Și nu ți-era rușine să-i pui o foaie în fața unui copil că n-ar fi știut să pună două cratime. Astăzi te cam temi să te duci și într-un liceu și să pui o foaie și să-i dai copilului pixul să scrie cu cratimă. S-ar putea să nu știe unde să o pună. Suntem primii la număr de asistați sociali. Suntem primii la foarte multe lucruri greu de acceptat. Nu știu de unde până unde am ajuns să fim primii de la coadă, ca să spun așa. Și mă întreb dacă vom reuși vreodată să ne mai ridicăm din modul ăsta în care ne tot ducem pe brânci, așa, pentru că e dureros și cred că dureros este pentru cei care sunt cu o generație peste noi și au văzut și o altfel de Românie. Da, eu mărturisesc că am o mare nădejde și credință în Dumnezeu, în primul rând, care nu ne va lăsa, pentru că neamul acesta român a avut întotdeauna oameni deosebiți și un cuvânt de spus, nu numai în mersul istoriei noastre, așa că vor, dar și în mersul omenirii. Și eu am convingerea că Dumnezeu nu ne va lăsa, dar trebuie și noi să depunem o jertfă. Pentru că a accepta venirea unui copil în viața ta, în familie, înseamnă să-ți asumi o responsabilitate și să depui o jertfă. Dar fără jertfă știm că nimic bun nu se poate întâmpla și nu poate avea loc un rezultat bun decât în urma unei jertfe. Și trebuie să depunem și noi jertfa aceasta de a ne crește copiii noștri pentru viitor. Ne întrebăm, spuneați dumneavoastră, de școală. Dar copiii merg la școală, învață și vor să iasă, de exemplu, învățători sau profesori. Și ne întrebăm peste ani, cui vor preda? Corect. Sau dacă vor ajunge medici, pe cine vor trata? Pentru că iată, noi ne omorâm rodul nostru și aici vrem să tragem și un semnal de alarmă prin faptul că
asistăm, așa cu pași, zic eu chiar repezi, ca noi, ca și popor, să dispărem. Știți? Și nu putem să rămânem totuși așa cu mâna în sân, fără să facem nimic, gândindu-ne la viitorul copiilor noștri. În ce fel de lume vor trăi copiii noștri și oare nu ne vor întreba ei ce ai făcut mamă pentru mine, ce ai făcut tată pentru mine. Mi-aduc aminte de strămoșii noștri, de părinții noștri care au luptat din răsputeri, chiar cu propria viață și au dat viața pentru noi, ca noi să avem copiilor, nepoților, mai departe, o țară minunată, o țară frumoasă, o credință, o biserică și au reușit prin jertfa lor. Chiar dacă s-a numit chiar și pușcărie, știm din... Tot o jertfă a fost. S-au jertfit. Și noi astăzi fugim de jertfă. Aici este foarte mare, De toate formele problemă. Jertfei, cred că se fuge astăzi. Responsabilitatea. Pentru că spune așa, cu ce să crezi copilul? Dar copilul vine să-ți dăruiască și nu să-și ceară. Da. Pentru că mamă sau tată nu poate să-ți spună decât copilul. Nici averea, nici bucata de aur, nici casa, nici mașina. Și bucuria de a fi mamă și a fi tată nu o poate înlocui nimic altceva. Nimic altceva din lumea aceasta. Și eu am marea nădejde că noi ne vom trezi. Pentru că sunt oameni deosebiți, sunt oameni care nasc copii, bineînțeles că suntem arătați așa cu degetul. Dar uitându-mă la copiii mei mergând așa pe stradă, acum sunt 6, 7, la 7-le abia născut, mă uitam la cei 6 mergând pe stradă și stăteam și spuneam Doamne protez, să zic, te uiți la ei? Gândește-te că acum 15 ani ei nu existau. N-aveați nimic, practic. Eram numai cred noi că singuri. Totul abia acum l-aveți. Acum uite-te că sunt 6 copilași care merg și în fiecare este un univers întreg. Și ei vor scrie mai departe o pagină de istorie. Vor contribui la mersul întregii lumi și la dezvoltarea poporului și al țării noastre. Și am această mare nădejde că acești copilași sau ei vor duce mai departe așa, neamul nostru românesc. Îmi place foarte mult ce spunea Marele Petre Țuțea. Că acest popor român s-a născut pe cruce. A dăinuit pe cruce și nu va pieri. Va ieși biruitor tot pe cruce. Ce înseamnă crucea? Crucea înseamnă jertfă. Și poporul acesta a trecut prin multe jertfe și astăzi noi suntem chemați la jertfă. Și astăzi pare o jertfă și avea mulți copii. Să suporți jignirea celorlalți. Să suporți, eu știu, arătarea cu degetul a celorlalți. Dar pentru mine, mărturisesc, este o bucurie extraordinară să am mulți copii. De ce? Pentru că în fiecare zi constat cuvintele Mântuitorului din Sfânta Scriptură că cel care are copii mulți în jurul mesei este fericit și nu va fi rușine să iasă la poartă, să stea de vorbă cu dușman. Și mergând cu copiii, făcând multe lucruri culturale cu copiii și mergând în diferite locuri unde copiii așa cântă sau fac scenete sau spun poezii, constat, într-adevăr, ei sunt o forță. Și dacă se mă unesc și cu ceilalți care verișori ai Doamnei Preotese, devin o forță și mai mare. Așa este. Și acest lucru este minunat. Pentru că fiecare copil vine și cu un scop anume. Și are rolul lui în mersul omenirii și al vieții. Fiecare cred că este unic. Doamnă dragă, vreau să vă întreb. 6 copii care vă așteaptă acasă, fiecare cu responsabilități, după cum ați spus, copii care vor deveni oameni tare înțelepți, sunt convinsă. Ați simțit, v-ați temut vreodată undeva măcar o bucățică de suflet că n-o să aveți destul pentru ei? Pentru că asta e prima grijă pe care cei care nu fac copii sau fac doar unul și se opresc, spun, n-am din ce, n-am cu ce să-l cresc, n-am cu ce să-l întrețin, n-am cu ce să-l dau la școală. De ce să n-am ce să-i dau? Mai bine nu-l fac. V-ați temut vreodată că din 6 va fi vreunul care nu va avea ceva? Din 6, nu. La început, probabil că era o temere firească, probabil proprie oricărei femei, că noi femeile suntem un pic mai practice și întotdeauna încercăm să
întrevedem așa ceea ce se va întâmpla și probabil că la început și chiar mai mult decât probabil, mi-am pus întrebarea ce se va întâmpla după al treilea. Pentru că, bineînțeles, n-am plecat cu gândul că voi avea atât sau atât sau atât. Am zis că ne lăsăm în voia lui Dumnezeu, suntem, până la urmă, ființe raționale, suntem ființe verticale și atunci încercăm să realizăm tot ceea ce facem, cum să spun eu, nu suntem în voia hazardului. Bun. Exact. Și atunci, bineînțeles că ne-am gândit la un... Dar pe măsură ce au venit copiii și am văzut că Dumnezeu lucrează, începând cu al treilea și vă spuneam și anul trecut, al treilea este un prag, să zic așa, deosebit, pentru că unu, doi copii au aproape toate familiile, da? Da, exact. În momentul în care... De la trei încolo, exact, se schimbă, exact, ecuația. Al treilea copil deja vine cu ceva în plus. Este minunea aceea care schimbă mersul familiei, concepțiile și tot ceea ce înseamnă. Și așa că, începând cu al treilea, deja am văzut din ce în ce mai lucrătoare pronia lui Dumnezeu. Adică simțim cu fiecare copil care vine în viața noastră că, într-adevăr, nu suntem... Dumnezeu lucrează și ne ține în brațe. Chiar n-am să uit că la al cincilea copil, când a venit fetița, îmi amintesc că ne-am pus problema ce facem, parohia fiind mică, și un părinte ne-a spus așa, foarte frumos. Ce, să știți că, de fapt, nu copiii trăiesc din mila părinților, ci părinții trăiesc din mila copiilor. De ce? Pentru că cu fiecare copil, și foarte frumos scrie și aici, cu fiecare copil un înger vine în lume. Și, într-adevăr, copilul aduce noi daruri în familie, daruri de care noi, la rândul nostru, ca părinți, ne bucurăm. Știți că este acea pildă în care și câinii mănâncă din firmiturile ce caz la masa stăpânilor lor. Adică noi suntem conștienți că acum, abia după ce am învățat lucrul acesta, că din tot ceea ce, din toate aceste bucurii, ne hrănim noi înșine. Deci cu fiecare copil care vine în lume. Și vorbeam de, și părintele pomenea de jertfă și chiar mă gândeam în momentul acela că nu întâmplător marșul pentru viață se situează în această perioadă, chiar imediat după buna vestire. De ce? Pentru că este așa zis adevărata zi a femeii, 25 martie, și a cărei femei, de fapt? A acelei femei care a spus da vieții. Da, hotărât vieții. Necondiționat, cu smerenie, cu jertfă, cu acea simplitate maternă. Da. Și atunci, de ce să nu recunoaștem că această mamă este cu atât mai mult sărbătorită ca mamă, aceea care spune da vieții, necondiționat, cu fiecare viață care vine în ea. Adică nu stă să pună un separeu. Până aici spun da, de aici îmi pare rău. Nu se mai poate. Deci ne iertați, nu vă mai primim. Nu se poate așa ceva. Nu, noi trebuie ca femei să spunem da, un da, pentru toată viața. Știți, exact cum este crucea în sine. Brațele deschise, că crucea este, sunt brațele acelea deschise tuturor. Adică nu selecționăm. Hristos nu a selectat oamenii pentru care s-a jertfit. Hristos nu a spus, doar pentru aceștia mă jertfesc, pentru aceștia am venit în lume, doar pe aceștia îi iubesc, și atunci ar fi fost o cruce închisă, da? O cruce cu brațele închise. Nu! Crucea este cu brațele deschise pentru fiecare. Tot așa suntem noi părinții, cu brațele deschise în crucea jertfei, ca să spunem așa, că e o jertfă până la urmă, că de aici am pornit de la ceea ce întrebați dumneavoastră, dacă există vreo temere. Există o temere, pentru că într-adevăr este o jertfă, de ce să nu recunoaștem că nu mai ai acea, să zic, comoditate pe care o au părinții care au unu, doi copii. Nu, așa, bineînțeles că... Fiecare minut din viața noastră e dedicat unii dintre copii. Și nu numai asta, și totul este programat, vă spuneam și anul trecut, că trebuie într-o astfel de familie să existe un program, să existe, cum să
spun eu, altfel o ordine. Ar fi un haos. Exact, deci exact, o ordine. Și atunci e firesc că tu, ca părinte, trebuie să-ți canalizezi atenția către fiecare în parte și totodată să creezi armonie, sinfonie și tot ceea ce înseamnă. Da? Deci e clar că este o jertfă, nu mai vorbim de jertfa despre care vorbea părintele în societate, că vor fi ostracizați. V-ați simțit vreodată privită urât de ceilalți, știți, pentru că aveți mulți copii, pentru că ani de zile ați făcut copii dedicându-vă întru totul aproape acestui lucru de a naște și îngriji copilașii pe care i-ați adus pe lume? Să știți că chiar am deosebită bucurie și nu știu să mărturisesc că aici, în zona aceasta, deși noi suntem din Brașov și eu și sora mea venim din Ardeal, să spun așa, cu altă mentalitate, cu altă raportare om la om, în fine, sunt alte și alte, un alt stil de viață, ca să spun, și de a gândi. Bun, și cu toate acestea m-am integrat, sau să zic, m-am acomodat foarte bine în acest mediu al zonei Buzăului, unde suntem, și chiar de multe ori pomenesc faptul că suntem, cum să spun eu, bine primiți noi ca familie și noi și părintele cu mulți copii. Adică nu m-am simțit ostracizată nici măcar o clipă. Poate că dacă am încercat, probabil că este și atitudinea pe care am și consider că noi trebuie să fim verticali în orice împrejurare și vreau să spun multora, trebuie să fim verticali. Dacă a încercat cineva să atenteze cumva la acest look, între ghilimele, al familiei noastre, am fost întotdeauna pe poziție și am încercat nu să apăr imaginea familiei mele, ci imaginea familiei cu mulți copii. În general. Pentru a o susține. Exact, pentru că, de fapt, asta vrem și asta se face prin tot ceea ce se face. Nu susținem numai nașterea de copii, ci și formarea copiilor în sânul familiei. Tocmai de aceea anul acesta, pe lângă tema Marșului pentru Viață, care, să zic așa, a venit de la Washington, pentru viață, pentru femeie, în România și Moldova s-a adăugat și sintagma pentru familie. De ce? Pentru că, până la urmă, susținem dincolo de nașterea de copiilor, ne dorim ca aceștia să se nască în sânul unei familii armonioase, familii tradiționale, da? Și acolo să se dezvolte și, până la urmă, familia este nucleul societății. Da? Și așa este o armonie și o sinfonie și între toate. Și învață despre familie, exact. Și duc învățătura asta mai departe și la rândul lor poate își vor dori o familie cu mulți copii. Exact. Vor vedea plăcerea de a avea frați și surori. Emisiunea nu e despre mine nici pe departe, dar copil singur la părinți, au fost momente foarte grele în viață în care mi-aș fi dorit din tot sufletul un frate sau o soră. Și atunci mă întrebam în sinea mea cum o fi, Doamne, pentru cei care au frați. Cred că asta e întrebarea pe care și-au pus-o aproape toți copiii singuri la părinți de vârsta mea, care au avut măcar un moment greu în viață în care au simțit că au nevoie de puțin ajutor. Mă uit la cei de acasă și sunt convinsă că cei care au un copil s-au întrebat și ei măcar o dată ce ar fi fost dacă aș mai fi avut unul. Nu e niciodată prea târziu, cel mai bine este să ne dorim și să respectăm ceea ce părinții noștri au făcut până la urmă și generațiile din urmă. Tare puțin erau oameni în sat cu un singur copil. Mai toți oamenii din sat aveau 2-3 copii pentru că își munceau pământul împreună, pentru că își creșteau animale împreună și pentru că atunci când plecau și se întorceau la căpătâiul părinților, se întorceau împreună și asta era esențial. O să luăm o pauză de publicitate pentru că avem nevoie de câteva minute, după care ne întoarcem. Vedem planul pentru sâmbătă, de unde se pleacă, la ce oră se pleacă și care ar fi motivul pentru care ar trebui să fiți alături sâmbătă la acest marș pentru viață, un marș împotriva avortului în primul rând, dar un marș pentru viață mai apoi. Rămâneți alături de noi pentru că ne întoarcem imediat. Am
Am revenit, doamnelor și domnilor, nu vreau să pierd timpul pentru că am invitații de la care avem ce învăța. Alături de mine, pentru al doilea an consecutiv, așa cum vă spuneam și la început, Mihaela Clapa, o mamă tare fericită și tare bună, a 6 copilași care cresc fericiți și cu un suflet tare curat, sunt convinsă de asta, și alături de asemenea ne stă preotul Nicolae Necula. Fiecare copil merită o poveste. Mă tot uit la desenele astea și o să vă mai arăt și vouă că sunt atât de frumoase, sunt absolut minunate. Mi-aș dori să le vedeți foarte, foarte bine, pentru că în afară de copilașul din burtică, ce are o inimioară, așa cum are fiecare copil, încă din momentul în care apare în burtica mamei, desenele exprimă o bucurie de nedescris și cred că este bucuria fiecarei familii sănătoase și liniștite ce își crește copiii. Mulți copii fac casa, aduc fericirea în casă, cu siguranță. Cei de acasă trebuie să știe câteva detalii despre marșul care va avea loc sâmbătă la Buzău, a 6-a ediție. Încă o dată spun că s-a format deja o tradiție la Buzău pe care ar fi tare frumos să o respectăm. Părinte, ce program avem sâmbătă pentru marșul împotriva avortului și pentru familie și pentru viață? Da, marșul sau plecarea se va face de la Bisericuța Copiilor, la Catedra Municipală Sfântul Sava, pe Bulevardul Unirii, spre Catedrală, apoi de la Catedrală pe strada Sava Gotul, apoi pe platoul Dașa, până la Maternitate. Acesta va fi traseul. Și sperăm noi ca acest moment să miște pe cei care, într-adevăr, sunt, zic eu așa, cu inima la poporul acesta care vedem noi așa că trece prin momente grele, pentru că, de fapt, noi am uitat un lucru. Am uitat faptul că nu suntem stăpâni pe viața noastră noi, ci stăpân este Dumnezeu. Nu este stăpânul vieții, El este stăpânul nostru, ne dă viață și El ne poartă și de grijă. Fiecare dintre noi personal, ce minunat este. Așa că îmi place acest lucru foarte mult și să-l și spun și mă gândesc de multe ori la el. Faptul că Dumnezeu îmi poartă mie personal de grijă și e minunat să știi că cineva te ocrotește și îți poartă de grijă așa. E foarte minunat. Și dacă Dumnezeu îmi poartă mie de grijă, poartă la fiecare copilaș în parte de grijă. Și un copilaș vine să dăruiască bucurie. Și Dumnezeu îl trimite într-o familie, nu ca să fie spre chin, nu ca să fie spre, eu știu, spre moartea cuiva sau spre chinul cuiva, ci spre bucurie, să aducă bucurie. Și aceasta arată, cum spun eu, bucuria oamenilor când mergem pe stradă și văd copilași se bucură, oamenii de copii, așa. Și atunci mă întreb eu, mintea mea, zic, ce frumos este, ți-a dă copilul o bucurie, dar unde este al tău? De ce copilul îți aduce bucurie, te bucuri de bucurie de copii altora, dar ce frumos ar fi fost să fii bucurat de ai tăi, de bucurii, de copilașii tăi. Cred că noi ar trebui să ne întoarcem spre Dumnezeu. Frica aceasta de a naște copii vine, zic eu, și de îndepărtarea omului de la adevăratul sens al vieții, pentru că el a fost creat aici pe pământ și uită omul și menirea lui. Pentru că Dumnezeu când l-a creat pe pământ zice, creșteți, vă mulțiți și stăpâniți pământul. Să creștem și spiritual, duhovnicește, spre Dumnezeu, ca să ajungem la unirea cu Dumnezeu, să meargă cu Dumnezeu, dar să și ne mulțim pe fața pământului, să-l stăpânim. O familie are o datorie față de Dumnezeu, dar are și o datorie socială față de lumea în care trăiește societate prin a contribui la înmulțirea neamului omenesc. Înmulțirea se face abia de la al treilea copil. Cred că de acolo, cum spunea și doamna Proteasă, la pragul, al treilea, nu? E ceva deosebit acolo, al treilea. Ce ați simțit? Vă întrerup și îmi cer scuze. Aveți și dumneavoastră casa plină de copii. Ce ați simțit la al treilea copil? A fost acel prag, așa cum a spus și doamna mai devreme? Se spune că iubirea este desăvârșită în trei. Abia la al treilea este desăvârșită iubirea. Când sunt doi, este iubirea unuia către altul, e așa închisă.
la al treilea se desăvârșește spre celălalt, iubirea celor doi în cel al treilea. Începe să se deschide. Se deschide. Dar eu mărturisesc, acum mi-e puțin mai greu să-mi aduc aminte ce sentiment am avut la al treilea, dar pot să mărturisesc cu mare bucurie ce am simțit la al șaptelea. O bucurie pe care eu nu mi-am impus-o. Pur și simplu, în momentul când mi-a spus Doamna Preoteasă că sunt însărcinată, a fost o bucurie interioară, sufletească. Parcă mă bucuram ca un copil mic, ceva ce nu puteam să-i exprim nicuim. Nu mi-am impus mental, rațional, ci a venit pur și simplu sufletesc. Pentru că viața nu poate să fie decât bucurie. Iar noi trebuie să învățăm să ne bucurăm de viață. Cum spuneam la mai devreme, noi avem un cult al vieții și nu al morții. Dar iată că omul astăzi, luat așa în prins, mai bine zis, în văltoarea aceasta a vieții, a grijilor vieții, nu mai este în stare să se bucure nici măcar de un mure sau o floare, așa sau este. Un răsărit de soare sau un fir de iarbă. Trece și atunci, o primăvară întreagă, părinte, da. Și nu zâmbește nimeni la ea. Exact. Deci noi am pierdut, ne cramponăm foarte mult în grijile acestea lumești și zic eu, având o deznădejde, pentru că mă întorc din nou la lipsa lui Dumnezeu din viața noastră, pentru că Dumnezeu îmi dă mie nădejde. Îmi întrebați pe Doamna Preoteasă mai devreme dacă a avut gânduri așa de, eu știu, că va fi greu cu copiii. Vine poate oricărui om întrebarea zilei de mâine sau ce va fi cu copiii, vei avea ce să-i oferi copilului? Dar întotdeauna îmi pun nădejdea în Dumnezeu. Nu în mine, că aș fi un mare înțelept și știu ce am de făcut. Nu, în Dumnezeu. De ce? Pentru că de foarte multe ori Dumnezeu mi-a demonstrat mie personal, nu sunt în vârstă sau am o experiență foarte mare, dar atât cât o am, că El ne poartă de grijă. Au fost situații și sunt situații delicate și unde nu găsești răspuns, nu găsești soluție, nu știi ce ai de făcut, întrebi în stânga, în dreapta și rămâi singur în fața unei probleme nesoluționate și nu găsești răspuns. Și atunci zic, Doamne, Tu știi problema aceasta, Tu știi nevoia noastră, Tu ne porți de grijă, nu a venit fără voia Ta și a venit cu un scop bine definit, nu-l știu eu, îl știi Tu. Doamne, ajută-ne și pune nădejdea în Dumnezeu. Și se rezolvă cum eu nici nu-mi imaginam. Există soluții dacă aveți. Vă rog, aveți în față un desen care în partea de sus e la fel de viu și de vesel. Da. După cum vedem aici, și mai avem unul, m-am născut în 1998, mamă, îți mulțumesc, aici m-am născut în 1990, mamă, îți mulțumesc, da, și avem aici un procent din anul 1990, 24% copii născuți și 76% copii avortați, adică de 3 ori mai mult. Este îngrozitor. Bine, asta este în 1990, ce s-a întâmplat și mai departe. Vreau să, și mă gândeam vis-a-vis de ceea ce spunea părintele. Aici apare o problemă. Noi, să zic așa, încercăm de cele mai multe ori pentru că trăim în astfel de familii și am format astfel de familii armonioase, cum s-ar spune, ne bucurăm și pomenim tot de armonia aceasta. Însă, la polul celălalt se află aceia care, din păcate, sau acelea, multele mame, multele tinere, multele femei care ajung în pragul deznădejdii, în momentul aflării acestei minunate vești pentru noi, dar grozave vești pentru ele, cum că au rămas însărcinate, și iată, din această deznădejde ajung în debusolare așa și pentru că nu știu la cine să apeleze, de cele mai multe ori sunt, această problemă este prost gestionată, ca să spun așa, exact. De toți cu cunoscuții din jurul începând ei. Începând cu rudele care spun rudele, ce trebuie copil acum, dar ce nu mai faci? Vorbim de bărbatul care a pus sămânța aceea și care el însuși impune să fie aruncată în vânt, da? Exact. Nu mai vorbim de societatea care o blamează și aici, bine, sunt diferiți factori. Nu mai vorbim despre doctorii care o bagiocorez pe această tânără care ulterior vine la a întrerupere de sarcină, cum se spune mai nou, foarte cosmetizat, așa, adică întrerupere de sarcină. De fapt, este o crimă, deci de ce trebuie să ne
negăm și de ce să cosmetizăm. Îmi răsună așa în minte ceea ce îmi spunea fiina mea, care este asistentă. Ce șocant pentru mine a fost, povestea ea, șocant pentru mine a fost că în momentul în care a venit... era asistentă, dar nu pe ginecologie obstetrică, deci era asistentă și a participat, să zic, dincolo de paravan. Da. Și a ieșit, după tot acest act al avortului, a ieșit mămica, bineînțeles, bulversată. Cum știu, cred că am văzut foarte mulți în momentul în care am intrat într-un spital și am văzut cum se manifestă aceste mămici după ce ies din cabinet. Pentru mulțumirea mea sufletească și pentru liniștea mea, n-am văzut niciodată și n-am stat niciodată de vorbă cu o femeie care tocmai a făcut un avort, trecut foarte apropiat, să fi făcut lucrurile astea. Să știți că... cred că m-am ferit pur și simplu. Da, dar să știți că durerea, deci chiar am văzut, și să știți că durerea cea mai mare este că nu știu dacă toate, după, nu că toate, dar cel puțin 95% plâng după asta. Deci e senzațional din punctul meu de vedere și strigător la cer cum totuși acești doctori care fac avorturi nu își pun un semn de întrebare. De ce toate aceste femei plâng după acest, după, și mai ales că ei știu ce fac. Ei știu ce fac, știu ce se întâmplă acolo. De ce oare nu se face un, cum să spun eu, nu este consiliată o astfel de femeie? Pentru că am văzut filmulețe în Occident în care orice femeie care optează pentru avort întâi este consiliată. Și mi se pare absolut normal, pentru că sunt aceste tinere care nici măcar nu știu ce se petrece acolo foarte bine, pentru că nu avem o școală a mamelor. Nu avem o școală pentru tineri, pentru tinerii care ajung în astfel. Deci nu știm să gestionăm, din păcate, noi, cei care, până la urmă, ar trebui să facem lucrul acesta. Că tinerii, de bine de rău, sunt, știți, după cum bate vântul. Adică și se duc... învață ce învață societatea, exact, ce... până la urmă. Da, iar societatea nu învață nimic. Exact. Învață singur și atunci, ce vor. Iată, se trezesc în acest moment și nu știu ce să facă. Și am spus de nenumărate ori, o tânără, dacă ar sta un pic și ar asculta glasul din ea, ar vedea că este singurul care strigă "te iubesc" în momentul acela. Această tânără debusolată este blamată din stânga, din dreapta, este chiar caricaturizată în foarte multe situații și cu atât mai mult când ajunge acolo, la doctorul acesta care ar trebui în mod normal să dea viață, dar care îi ucide, îi ucide copilul. E paradoxal, aceiași medici fac, da, și avorturi, exact, la aceiași medici nasc, exact, și copiii. Culmea, uitând de jurământul lui Hipocrate, da? Și chiar Hipocrate spunea, niciodată în viața mea n-am oprit o sarcină, deci n-am împiedicat o femeie să dea naștere unui copil. Deci Hipocrate însuși spunea lucrul acesta. Bun, și tânăra aceasta nu-și dă seama că de fapt singurul care strigă de acolo și într-un sens pozitiv și care o iubește cu adevărat și care își dorește să o mângâie, să o întărească, e tocmai cel pe care ea vrea să-l ucidă. Paradoxal, deci eu asta nu pot să înțeleg. Dacă, nu știu cum, e foarte greu în momentul în care dai naștere la atâția copii, să este foarte greu, exact, că ai face o astfel, pentru că, de alegere. Credeți-mă, după ce nasc un copil, la fiecare copil pe care l-am născut, am avut tendința, pentru că eu am suferit foarte mult în momentul în care am văzut filmul Strigătul Mut, acel reportaj, un filmuleț despre cum se desfășoară un avort, și l-am văzut doar de două ori, dar de fiecare dată au provocat o suferință grozavă. Astfel încât de fiecare dată când îmi iau copilul în brațe, în primele luni de, după naștere, îi mângâi mânuțele, îi le ating și plâng cu gândul la acele femei care, nu știu de ce este acest sentiment, dar mă gândesc la acele mămici care nu au bucuria de a simți acele mânuțe, de a hrăni la piept un pruncușor, de a-l vedea, cum să spun, în toți pașii. În toți pașii. Exact. Care e senzațional. Deci este, dacă o femeie în momentul în care hotărăște să facă avort ar încerca să-și închipuie toți acești pași. Ar renunța, cu siguranță. Dar este debusolată, este atât de agasată din toate părțile și, din păcate, noi ar trebui să facem ceva și acest marș pentru viață și tot ceea ce încercăm noi să spunem și prin mărturia, prin însăși familia noastră cu care ieșim în societate,
Încercăm să spunem că da, se poate și trebuie să spunem da vieții, pentru că se poate, e minunat. Deci este, dăm mama în momentul nașterii, dă mâna cu cerul. Este unic, unic. Poate o femeie care naște prin cezariană, așa se întâmplă, nu știm noi și nu putem noi să spunem ceva despre asta, însă în momentul unei nașteri normale, credeți-mă, este senzațional, senzațional, cu toată suferința care este. E minunat. Și atunci să pună un pic în balanță o tânără care este în derivă sau care este debusolată și care nu știe ce să facă, să pună în balanță, să gândească ce prefer, să fiu mama unui copil mort sau să fiu mamă? Pentru că nu ești o tânără... Deci, odată ce s-a zămislit în tine o făptură, ești mamă. Din start, ești mamă. Că nu-l vrei și că îl arunci, că... Dar ești tot mamă. Ești mama unui copil mort. Veșnic vei avea pe conștiință moartea pe care ai ales-o pentru copilul tău. Și culmea este, că după cum spun și filozofii, este cel mai aspru judecător propria conștiință. Adică este acea conștiință inițială și conștiința de după faptă, care este mult mai aspră decât conștiința inițială. Asta am auzit-o de la multe femei. Da, și de ce? Și repet, din cauza acestei conștiințe sau datorită, nici nu știm cum să-i mai spunem, din cauza sau datorită, femeia ajunge să trăiască un coșmar întreaga ei viață. Întreaga ei viață. Nu vorbesc de vise, deci coșmaruri, nu vorbesc de mustrări de conștiință care sunt la fiecare copil pe care îl vede, la fiecare nu știu, la fiecare pas pe care îl face va apărea acest judecător al ei. Această pată. Exact, care îi va spune că a greșit. Deci nu va scăpa. Să nu-și închipuie vreo mămică care încă n-a făcut avortul și care nu știe, să nu-și închipuie că scăpând de acel de acea viață din ea va scăpa de responsabilități. Nu. Va avea responsabilități și greutăți mult mai mari. Va purta cu ea o amintire ce nu va putea fi ștearsă niciodată. Chiar și mamele, mă iertați, și chiar mamele care au născut un copil doi, să zic, și care optează pentru avort, după aceea vor avea, să știți, și asta am văzut-o, au greutăți mai mari decât cei cu 5, 6 copii. Vă dau dreptate. Chiar vă rog, părinte, un minuțel mai avem. Ce se întâmplă? Avortul nu este o soluție. Este adevărat faptul că sunt multe probleme pe care eu știu, care le împing pe anumite femei sau tinere să facă avorturi. Am aici, și spune că 80% dintre avorturi se fac la presiunea tatălui. Deci adevărații bărbați nu presează femeile ca să facă avorturi. Adevărat, si bărbați sprijină femeia și nu îndeamnă la avort. Este, sau, eu știu, situația socială, poate împing, dar eu, cu toată dragostea, îndemn să apeleze toate mămice sau toate fete tine, să apeleze la Sfânta Biserică. Eu, zice, dar poate zice ce a făcut Sfânta Biserică. Eu, personal, am avut situații în care am aflat că vor să avorteze, au rămas însărcinate, vor să avorteze și chiar am fost la două persoane cu doamna putea să-i convingem acasă să nu avorteze. Le-am spus că să-l nască și noi personal, o să luăm copilașul, o să-l creștem. Exact. Și când vor vrea, dacă vor să-l ia cu toată dragostea, dăm înapoi. Din păcate... Există. Din avem această deschidere din toți. Din păcate, am primit vestea că l-au avortat. Și mă, dar nu ți-am spus să ți-l eu, ți-l luam eu, îl creșteam eu. Și părinte zice, dacă îl nășteam, nu mai dădeam. Păi și atunci... Uimitor. Să-l nască și să-l țină. Adică soluții sunt. Că abia cu avortul, începând de la avort, încep necazurile. Nu se rezolvă problema prin avort. Avortul nu e soluție. Nu e soluția, este să omori. Dar să știți că există o spălare de creier a populației. Pentru că tatăl meu, când vorbim de acum, când a născut doamna proteasă despre această situație, spunea că, domnule, există metode de a avorta să nu se nască un copil cu handicap. Dar cine îți dă ție dreptul? Cum poți să decizi tu să omori un om? Chiar dacă o să zicem că ar fi cu handicap. Poate trăiești o zi, două, trei, moare, este înmormântat, dar nu devii tu criminal, nu-l omori tu. Nu devii tu criminal, nu-ți dă dreptul să decizi tu asupra unui om să-l omori, să iei tu viața. Pentru că așa se spune, dar eu am exemple multe unde au fost mămicile îndemnate să avorteze pentru că vor naște un monstru și nu au
avortat și au născut copii perfect sănătoși, și care acum asta. Unii dintre ei sunt căsătoriți și au la rândul lor copiii lor, dacă îi omora. Deci exact. Nu poți să decizi tu să-i viață, nu, pentru cine îți dă dar dreptul, dar tu nu poți să pui viață. Iartă-mă, părinte, dar mai este un lucru. Vă rog. Am prieteni și cu, am prieteni, deci în cărucior cu rotile, cu handicap, cu... au sentimente. Plâng, râd, mănâncă. Nu sunt, și au copii. Sunt, da, au copii și ei la rândul au lor. Dacă dizabilități, sunt, exact, fizice, nu, da, nu morale, da, nu și psihice. Sunt, oameni minunați. Sunt oameni minunați cu handicap. Și cu, care e diferența între acest om care a avut dreptul să se nască, i s-a dat dreptul să se nască așa cum este, și unul care probabil că nu are niciun drept să spună acolo, sunt și eu normal. Adică nu avem dreptul să hotărâm noi cine să se nască și exact. Cine nu. Exact. Singurul drept pe care îl avem este să dăm dreptul acestor copii la viață. Dragilor, vă mulțumesc extrem de mult. Părinte, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Doamnă, cu mare plăcere vă aștept și la anul, nu numai în preajma acestui eveniment. Vă aștept cu mare drag și cu altă ocazie să stăm de vorbă la emisiuni. Și poate că o să dăm o fugă într-o zonă minunată în care vă desfășurați activitatea, părinte, și soțul dumneavoastră la fel. Și începe la 13:30, a uitat părintele să specifice. Exact, la 13:30 din fața Catedralei Sfântul Sava, Bisericuța Copiilor, cum o știu toți buzeinii, acolo, acolo este locul în care vă puteți alătura Marșului pentru Viață sâmbătă la Buzău, după care veți merge alături de preoți, de mame, de familii, de copii, pentru a mărșălui pro-viață și împotriva avortului. Vă mulțumesc încă o dată și multă sănătate vă urez. Dragi telespectatori noastre, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția oferită în această seară. Rămâneți în continuare alături de noi pentru că urmează jurnalul TV Buzău prezentat de colega mea Maria Stroie. Sunt Ilona Duță, mâine seară la ora 18 ne vedem pentru a sărbători Ziua Poliției Române. Vă mai spun încă o dată și vă și arăt. Fiecare copil merită o poveste și fiecare copilaș ce se va naște va avea o poveste cu ajutorul dumneavoastră. Vă mulțumesc, o seară minunată să aveți!